Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem. La mulți ani, la mulți ani, iată, încă o dată, aici, din studioul Exploziv TV, la Piatra Neamț, și astăzi avem invitată pe Gabriela Dima. Dumneavoastră o cunoașteți cu numele de Minerva. Bine, bine ne vedem, bine ne revedem. Bine, bine v-am găsit, bine v-am găsit. Voi sunteți acolo în zăpeziți, noi aici suntem pe ploaie, deci e bine, e bine. E de bine. Tot ce dă Dumnezeu este bine, asta este clar. Tot ce dă, exact. Gabi, nu ne-am mai văzut față în față de când, din 2017, din 2017, cât se fac 5 acum. Și mă bucur tare, tare mult că avem ocazia să mai facem emisiuni împreună, pentru că așa a fost situația. N-ai putut să vii la Piatra Neamț, deși erai așteptată, cu mare drag. Eram covidită. Erai covidită, da. Aici, ar fi mai... Încep, uneori fac și haz de necaz. Că am ajuns la concluzia și văd că s-a confirmat că cei care fac COVID din nou sunt cei tocmai cei vaccinați. Aici este marea dramă. Deci eu după vaccinare eu m-am îmbolnăvit. Da, no comment, nu știu ce să spun. Eu mă abțin să vorbesc despre lucrurile astea pentru că efectiv... Da, nici nu vreau să zic asta, ce mi s-a întâmplat mie, ce li s-a întâmplat, ce li s-a întâmplat altora, nu știu, dar a fost o discuție la televiziunea română și acolo au spus, deci nu o spun eu, nu. Da, este o realitate, este o realitate și eu am cunoștințe care... Nu sunt nici pro, nici anti, împotriva. Înțelegi? Deci noi... Din punctul meu de vedere, eu pun problema în felul următor. Atâta timp cât vaccinul nu este obligatoriu, nu... Îl face cine vrea. Exact, e fiecare are liber arbitru. Și cu asta basta. Nu mie mi-a trebuit certificatul verde pentru că eu circul foarte mult și datorită serviciului plec foarte mult afară și sunt obligată să-l am, știi? Uh-huh, uh-huh. Da. Nu a fost un pic frică la început, dar pe urmă, da. Slavă Domnului, bine că lucrurile sunt bune. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt cum sunt. Gabi, spune-mi, te rog frumos, acum începem cu... Este ce vrei tu să mă întrebi. Da, anul 2022 va fi un an al transformărilor. Multe lucruri ne vor șoca, dacă vrei, Pe unii nu-i va lua nici măcar prin surprindere, pentru că suflet spiritual, ei sunt pregătiți pentru pasul care urmează să-l facă omenirea. Pentru că 2022 va fi un an bogat în evenimente și va ajuta la schimbarea conștiinței umanității. Asta este foarte important de reținut. Transformările despre care se vorbea prin 2005, 2006, 2020, iată că vor începe să se manifeste în anul care vine vizibil. Deci nu va mai fi doar o poveste, ci le vom și vedea. În primele săptămâni ale anului vor apărea anumite circumstanțe care vor putea face posibil o perspectivă, dacă să zic așa, mai profundă, mai profund asupra destinului nostru, a oamenilor. Din păcate, numai observatorii atenți vor putea să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat. Menirea lor este să-i facă atenție pe ceilalți să vadă. Deci noi va trebui să începem să milităm pentru noua noastră viață și să le explicăm oamenilor despre ce este vorba. Gabi, pentru că majoritatea dintre noi vor trebui să ia niște decizii extrem de importante legate de ei ca persoană și apoi de ceilalți. Iar aceste decizii ne va schimba viața. Circumstanțele care impun aceste decizii, însă, să știi că nu vor fi întotdeauna plăcute. Va mai fi vreodată ce a fost? S-ar putea să fie, dar într-o altă manieră și de o altă manieră... Pentru că omul evoluează, societatea evoluează, tehnologiile evoluează, viața însă și înseamnă evoluție. Deci dacă stăm să ne gândim, da, și eu sunt nostalgică, de multe ori mi-aduc aminte de copilărie, dar copiii noștri sunt total diferiți de cum am fost noi. Cineva mi-a trimis dimineața un colind și cred că ți l-am trimis cu... L-am primit, mulțumesc! Cu
colindu, da, multiculturalismului, pentru că este extraordinar și mi-a plăcut ideea celui care a pus la punct această, a luat din toate păturile sociale pentru fiecare și a adaptat muzica lui, nu uite că îmi scapă numele, Doamne, și cred că sunt foarte obosită, de la Vin Colindători, a adaptat-o textului respectiv și să știi că foarte mare dreptate are textul în sine. Da, așa deci e. Textul spune foarte multe. Chestia este să-l audă cine trebuie și să-l vadă cine trebuie. Acum trebuie să ne gândim la următorul lucru. Mi-aduc aminte și acum în 2000, pe 6 februarie, când s-a lansat internetul, eu am avut o reacție de genul, băi fraților, aceasta va fi o mutație socială care va modifica foarte multe în structura lumii. Și iată că se pare că n-am greșit. Deci în 20 de ani de zile, iată unde a ajuns internetul, iată ce fac copiii noștri, școala online, numai că școala online nu este școală, părerea mea. Poate că aici avem un pic de lucrat să înțelegem de ce se întâmplă lucrurile așa, de ce trebuie să fie așa. Problema este să nu... Să nu facem din asta un țel, ci să o luăm treptat. Nimic nu se poate impune. Cu cât impui mai cu forța ceva, încerci cu cât impui mai mult cuiva ceva, cu atât vei avea reacții negative și împotriviri. Trebuie luat treptat, trebuie făcut cu grijă, dar trebuie să avem și specialiști. Nu este posibil să titularizezi cu nota 1. Eu când am văzut profesor, zic, de aia nu știe românește. Când am văzut profesor de limba română titularizat cu 1 și am văzut cum scrie, m-am speriat. Deci nu-ți mai spun mai departe că sunt elevi în clasa a 12-a care nu știu să scrie. Când a mai fost în România așa? Probabil în perioada interbelică. Dar și atunci cine voia să învețe, învăța. Da, așa este. Da. Care este recomandarea astrologului pentru prima parte a anului 2022? Pentru prima parte a... Per general. Eu știu, posibile frământări în arena politică globală, posibile, deja se și văd, fluctuații semnificative ale piețelor bursiere, reprezentanții semnelor zodiacale care vor putea profita de oportunitățile care se deschid, vor avea un succes efectiv amețitor în carieră, deci peste noapte se pot transforma în stele, ca să zic așa, și își vor îmbunătăți nu numai viața socială, ci și viața financiară. Monitorizați eu sugerez tuturor să fie foarte atenți la procesele în desfășurare și să nu-și piardă calmul. Să nu le fie teamă de ceva ce apare nou. Noi români aici avem o mare problemă. Ca orice săgetător cu ascendentul în vărsător, și acum vorbește vărsătorul la noi, și cu Uranus în domiciliu, în tema natală a României, nouă ne este teamă de schimbare. Asta am sesizat. Da. Pe noi ne sperie schimbările bruște. Și o simt eu ca vărsător. De multe ori mă trezesc și realizez și atunci îmi spun, stai mă, că am zis că eu nu o să fac chestia asta. Și totuși iată că mi-e frică, e frica e normală, pentru că nu știi ce va urma. De regulă, vărsătorul, cât pare el de altruist, este totuși interior conservatoare. Și să știi că am sesizat chestia asta și la noi. Lucrurile așezate așa cum au fost, noi trebuie să înțelegem o treabă, că nimic nu mai este, nu va mai fi cum a fost. Pentru că este trecut, trebuie să rămână trecut. Trebuie să trăim prezentul și să-l facem să lucreze pentru noi în viitor. Cu aceleași instrumente, dar cu noi modalități de reprezentativitate. E greu, nu? Da, e greu. Bine, eu sunt rac. Da, apropo, dacă tot vorbim de zodii, dacă tot suntem la capitolul ăsta, hai, Gabi, te rog și să punem puțin pe fiecare zodie în parte cam ce ne așteaptă în 2022. Uite, de exemplu, Berbecul. Pentru Berbec, 2022 promite să fie un an de schimbări.
mai bine de 2 ani ei au, noroc pare să-i fi ocolit în toate domeniile și prin urmare modificările au fost în afara lucrurilor pe care le putea controla. Dar cu Jupiter în semnul lor, va intra în semnul, va face prima vizită după 12, aproape 12 ani, în jurul 12 mai va intra în semnul Berbecului, Jupiter din Pești, el fiind în domiciliu de pe data de 29 decembrie, va intra în domiciliu în Pești. Ei bine, va fi aici și nativii Berbec vor avea și succes, și vor realiza cam tot ceea ce își propun. Interesant este că stăpânul lor, Marte, îi va urma în scurt timp și asta iar este foarte bine, undeva pe 26 mai. Așa că va fi un teritoriu prietenos și prin urmare vor avea o primăvară excelentă în care ei să-și pună în practică ideile pe care le au. Un lucru foarte interesant care s-a simțit foarte puternic, de fapt, chiar de anul trecut, a fost schimbarea, mutația socială în ceea ce privește munca. Regimul de telemuncă a început să devină obligatoriu, adică majoritatea au optat pentru acest tip de serviciu, deoarece se pare că munca de la domiciliu este privită altfel decât, și într-adevăr este altfel, că una este să te scoli la ora 10, dar știi că până la 12 îți faci treaba, când altă dată te sculai la 5, să ajungi la ora 7 la birou, stăteai până îți beai cafeaua, până sporovăiai cu colegii, iar se făcea ora 10. Și tot așa intrai în priză. La ora 10 te apucai și în 2-3 ore terminai ceea ce aveai de făcut. Eu zic că sistemul de telemuncă nu este prost. Problema este cum îl gândești. Deocamdată și pentru angajatori poate să fie o ușurință, pentru că nu se mai plătesc o serie de impozite, o serie de, cum se numesc astea, ți se dădea când un soi de taxe, mă rog. Da. Tichete de masă. Deci nu mai au, nici ei nu mai au cheltuielile astea, înțelegi? Da. Și atunci lucrurile se vor regla de la sine, dar pentru treaba asta trebuie să ai răbdare. Aici ai tratat povestea. Închid paranteza. Pentru berbeci, anul 2000, primăvara, le va aduce energia de a merge mai departe cu stil și cu eleganță chiar, așa că inteligența și angajamentul personal îi va duce în locuri neobișnuite și vor explora noi căi de afirmare și prosperitate. Ok. Pentru tauri, așa. Cei născuți sub acest semn trebuie să se pregătească să facă față apariției de noi idei și să își schimbe modul de gândire. Va fi foarte greu pentru că taurul este un semn ultraconservator. Exact. Dar el se va adapta din mers, o surprinzător, o să vedeți. Iar chiar de la începutul anului și chiar dacă se va simți destul de incomod, în acest timp ar trebui să se bucure de ideile care vorbeam, le aminteam anterior, se va opri o clipă și se va gândi la asta. Va ajunge rapid la concluzia că schimbările au un efect pozitiv asupra vieții sale de familie. Asta este important de reținut. Super. Va ajunge rapid la așa. Vor fi deschiși tehnologiilor moderne, la care anterior au fost refractari, plus anul acesta ei vor avea un atu de partea lor. Și anume legile, vor avea nodurile lunare care pe 23 decembrie vor schimba semnul, sau au schimbat semnul, cum vrei să o luăm, au trecut de pe axa gemeni săgetător pe axa taur vărsător. Deci sunt două semne care vor fi marcate de tranziția acestor noduri lunare, care pentru mine înseamnă nodul nord, un obiectiv cu care venim în această existență și pe care trebuie să-l materializăm, dar nu putem să-l materializăm doar noi de noi, ci trebuie să facem apel la ceea ce ne aduce nodul sud, la suma calităților care le aduce în această existență, tocmai ca să ne ajute să materializăm acest nod sud.
Gabi, tu vorbești în termenii tăi astrali, în tot ce... nodurile lunare, toată lumea vorbește de, că de asta mă și enervez când îi aud. Toată lumea confundă nodurile lunare cu karma. Mă stați un pic. Karma în limba sanscrită înseamnă acțiune. Voi vorbiți de karma, acțiune, non-acțiune. De axa, pardon, acțiune, non-acțiune. Adică axa, karma, dharma. Axa nodurilor lunare... Vorbește despre destinul omului, pentru ce a venit el în această existență. Și fiecare se naște cu nodul nord într-un anumit semn, într-o anumită casă. Și la polul opus este nodul sud. Nodul sud întotdeauna nu va putea să se miște nici mai repede, nici mai încet de cum se mișcă nodul nord. Pentru că el tot timpul trebuie să vină și să pună în valoare calitățile, să-i aducă nativului calitățile de care are nevoie ca să poată să se îndrepte către acest nod nord. Pentru că pentru fiecare nodul nord este misiunea de viață și mulți dintre noi îl ating, dar mulți dintre noi nu îl ating. Mulți îl ating fără să-și dea seama, cei care vor să-l conștientizeze, ei au de lucru, se lovesc de tot felul de obstacole. Pentru că nu lasă fluxul să curgă și se blochează singuri. Bun, trecem mai departe. Trebuie să mergem puțin mai repede, că sunt totuși 12 zodii. Gemeni. Pentru Gemeni, 2023 va fi o perioadă 22. De vindecare profundă, de schimbări emoționale, care vor afecta pozitiv multe din aspectele vieții gemenilor. Pentru a fi eficient, trebuie să-și asume rolul de investigator și să fie recunoscător față de forțele care lui aduc prosperitate, forțele care îi ajută să se impună ca personalitate, forțelor cosmice care îi ajută să se pună în valoare. Ei sunt primii care, datorită mobilităților, pentru că sunt semne duble, ei foarte repede intră în rezonanță cu frecvența planetară, influxurilor planetare. Mergem mai departe, RAC. Cele mai importante evenimente ale anului pentru RAC vor fi cele legate de carieră. Motivul sunt deciziile luate de el în urmă cu câțiva ani și care s-au dovedit până acum inspirate. Ei bine, anul care vine, toate ideile și acțiunile lor vor da roade. Influența astrului va împinge să-și realizeze planurile pe termen lung, adică să dea startul la ceea ce își doresc să facă. Asta și-au dorit atunci când au decis ce să facă cu ceva timp în urmă, cum spuneam, și în sfârșit acum a sosit momentul ca să vadă cum rodesc și ce poate să culeagă după ce au semănat. Conștientizarea realizărilor din trecut le va oferi stimulentul pentru a explora noi orizontul în anul care vine. Doamne ajută! Eu zic că nu e rău. Mergem înainte cu emisiunile. 2022 sugerează că anul acesta n-ar trebui să se întoarcă la vechea rutină. Iată că la fiecare îi spune că nu trebuie să te întorci la ce a fost vechi. Trebuie să mergi mai înainte, să ai curajul, să-ți găsești tu instrumentele cu care să lucrezi. Noua abordare axată mai mult pe pasiunile lor și nu pe operarea continuă sau urmărirea unei cariere pline de satisfacții, care vreau să spun că de multe satisfacțiile astea sunt doar bănești, nu sunt și satisfacții sufletești. Îi va elibera de foarte multe griji. Viața de zi cu zi devine brusc mult mai plăcută. Nu este de mirare că leul nu va avea nicio dorință de a reveni la ceea ce a fost în anii precedenți. Acum, în sfârșit, va avea șansa să-și reproiecteze întreaga viață. Fecioara, creșterea bunăstării va continua constant și pe parcursul lui 2022. Tot ceea ce au întreprins în trecut va continua și acum și nu există vreo tendință descendentă. Folosind numeroasele lor talente și numeroasele lor abilități, vor continua să se dezvolte și se vor strădui să își materializeze planurile. Totul ar trebui să meargă fără probleme. Cu toate acestea, până la jumătatea anului, le-ar sugera să fie prudenți, deoarece neajunsurile abundă de peste tot. Deci nu sunt numai în situația asta. Balanță. Pentru balanță, 2022 va fi un moment minunat în ce privește propria dezvoltare. Au pus bazele creșterii pe termen lung în anii precedenți, iar acum
pot culmina în tot ceea ce fac, în special profesional. Talentele lor, în special cele artistice, vor fi în cea mai bună formă, astfel încât ei vor putea să-și îndeplinească aproape, cum să spun, toate visele. Asta este important. Cel puțin cele mai realiste, zic eu. În Scorpion, ei, uite, și pentru Scorpion, fii atent, în 2022 vor trebui să se gândească serios la ceea ce vor cu adevărat de la viață. Acest lucru încă nu este hotărât. Chiar dacă totul arată haotic, vor avea ocazia să preia controlul asupra tuturor evenimentelor, cel puțin în ceea ce îi privește pe ei. Trebuie să nu uite totuși că preluarea controlului necesită și forță și determinare. Cheia succesului, ingeniozitatea. Și ei sunt maestri la capitolul ăsta. Săgetător. Ei, vreau să spun că acești nativi pot în sfârșit să respire ușurați. După câțiva ani haotici, 2022 este un an care îi pregătește, are un parcurs pașnic în ceea ce privește viața. În anii precedenți a câștigat multă experiență și a învățat cum să facă față adversităților. Ei, totuși, ei nu au reacționat întotdeauna fără cusuri. Știu foarte bine că săgetătorul adună, acumulează, mamă, și când răbufnește, să te ferească Dumnezeu, zici că vine taifunul. Bombă sub presiune. Exact, exact. Nu, acum va trebui să ia decizii mult mai bune, mai echilibrate, pe baza logicii și a faptelor. Nu se pot baza pe emoții și pe idei netestate. Creșterea încrederii în sine va face pe cei din jur să îi trateze cu foarte multă seriozitate. Vine Capricornul, pentru ei s-ar putea să realizeze lucruri frumoase și anul acesta, dar nu este de mirare, deoarece munca grea este, cum să spun, numele lui. El este obișnuit să muncească de dimineață până seara, muncind din greu și persistent, bineînțeles câștigă marele premiu datorită rezistenței și acum pot conta pe ei. Deși munca apare fără de sfârșit, beneficiile se vor dovedi însă considerabile. Totul ar părea că funcționează în favoarea lor și totuși unor ar putea părea neregulate, inegale și încurcate. Acum la ce mă refer? Pentru majoritatea capricornilor anul acesta va fi un an de referință în sensul că posibil să-și schimbe locația, deci să schimbe casa, să-și cumpere o casă nouă, să investească într-o casă nouă și într-un teren și uite așa ușor, ușor se vor trezi că vor trece de la munca de angajat la a fi propriul lor stăpân. Și asta este foarte bine, același lucru li se poate întâmpla și racilor și leilor și taurilor. Vărsător. Pentru vărsător foarte interesant, anul 2022 este un an în care vor trebui să-și aleagă sarcinile cele mai dificile ca să obțină cele mai bune recompense. Pentru ei este un an în care ar putea să câștige bani cu foarte multă ușurință dacă și-ar pune mintea la contribuție, cum zic eu. Vor fi mai organizați, mai răbdători și vreau să spun că mult mai mulțumiți cu tot ceea ce le oferă viața. Saturn este încă în semnul lor și le aduce stabilitate, dar și un fel de restricții pentru sine. Deci întotdeauna vor trebui să lucreze pentru ceilalți. Jupiter, în casa a doua în Pești, va aduce îmbunătățire în ceea ce privește, cum spuneam, viața financiară și puțin mai târziu, din 12 mai, și viața de familie. Are puterea, cum se poate da aripi ideilor și idealurilor lor. Piedicele de până acum dispar și încep să câștige viteză în tot ceea ce fac. Ce le sugerez? Să nu fie impulsiv și nici să nu ia decizii pripite. Dar, cum spuneam, va cam greu să fie dezorganizați, pentru că Saturn îi ordonează interior, Saturn îi poziționează și face răbdători și mulțumiți de ceea ce fac. Pentru Pești, ei urăsc să se confrunte. Spun asta pentru că în 2022 vor exista unele conflicte supărătoare, chiar cu oameni foarte apropiați, vreau să spun. Nu vor ști cum să le facă față, ceea ce le va reduce semnificativ entuziasmul în asumarea unor pași
pentru remedierea situației. Va fi foarte stresant, așa că va trebui să o abordeze direct. În caz contrar, vor reacționa prea emoțional, iar acest lucru riscă o supărare chiar mai mare decât înainte și să inducă o serie de boli, cum ar fi nevroza, cum este depresia, cum ele este semnul cel mai sensibil și cel mai predispus, în special la bolile psihice. Da. Iată că așa mai în fugă, mai am terminat cu zodiile, pe cele 12 zodii, pe scurt. Vreau să-mi spui care este soarta României, pentru că știm foarte bine că ne aflăm așa între ciocan și nicovală și eu, făcând un haz de necaz, îmi place să scot partea veselă din tot, pentru că m-am obișnuit așa, altfel nu știu unde am ajunge. Știi vorba aceea, Allah turcis la graniță. Și știi la ce mă refer. Citeam dimineață un articol al lui din Soare, în care se spunea că cel mai mare pericol pentru Europa sunt musulmani. De ce? În primul rând, pentru că în statele care aparțin de comunitatea europeană a scăzut indicele de natalitate. Este de 1,5-2 maxim. Iar acest lucru schimbă structural, dacă ne gândim datele problemei. La noi nu se mai nasc copii. Mai mult, spre rușinea noastră, România, dacă ți-aduci aminte, a fost acum câțiva ani acuzată, nu mai acuzată, într-un an, sau nu știu, parcă într-un an, s-au făcut 1 milion de avorturi. Ceea ce pentru omenire este unul din cele mai mari păcate. De ce? Că sângele cere sânge. Da. Uitați-vă ce este la granița cu Ucraina. Noi nu cred că vom intra în acest joc și nu cred nici că domnul Putin va da ordin să intre cu forța peste Ucraina. Nu cred în povestea asta. Pentru că și el, îți spun eu, judecă cu armele noastre, din zilele noastre, și se gândește la viitor. Ce a fost URSS nu o să mai fie. Nu la forma la care noi am fost obișnuiți. Pentru că mă uit la mulți copii de 20, 21, 25 de ani. Mamă, comunismul, ce v-a făcut? Mă, dar stați un pic, voi ați trăit în comunism? Și a intrat și n-am fost un an. Și am asistat la, în Harghita, la o depunere de coroane și un domn foarte în vârstă, zice, n-a fost comunist niciodată. Dar ce se întâmplă acum în România nu s-a întâmplat. Deci chiar în comunism, și zice, n-a fost membru de partid, asta mi-a subliniat. Dar m-am angajat, că am terminat școala, am primit o garsonieră. Am făcut un copil, am primit apartament cu 2 camere. Am făcut 2, am primit apartament cu 3 camere, am avut un loc de muncă asigurat, deci am avut venituri sigure. Ceea ce se spune astăzi, și am pus în, ieri chiar puneam în, am pus în contrast ce afirma un domn de la USR, care spunea că la noi 94% din venituri sunt băgate în cărămizi, că suntem proprietari. Asta este o idee a domnului Macron, care nu înghitei, și nu numai a domnului Macron, a celor din comunitatea europeană, care așteaptă să le moară câte o rudă, să moștenească ceva. Noi n-am fost obișnuiți să așteptăm să moștenim. Noi am fost obișnuiți să muncim și să ne facem ce este al nostru. Da, simțul proprietății, așa este. E simțul proprietății, deci ăsta a fost întotdeauna la noi foarte sigur. Gospodăria mea, prisaca mea, muntele meu, mă duc, pap, și lumea avea. Vezi tu, noi nu înțelegem că ceea ce ne dau oamenii de la țară sunt alimente mult mai bune decât sănătoase. Ceea ce cumpărăm. Exact, am cumpărat 1 kilogram de roșii de la supermarket. Am o roșie de 6 luni în frigider, care este la fel ca atunci când am cumpărat-o. Gândiți-vă ce băgăm în gură, ce mâncăm. Din momentul ăla am zis, nu mai, mă duc la piață. Nu mai, chit că merg foarte greu, dar mă duc la piață și-mi iau ce-mi trebuie.
Și nici de la piață nu ai garanția că ei... Dar iar nu ai garanția. Știi ce fac? Eu de câte ori mă duc la piață, mă uit la mâinile celui care vinde. Și dacă mâinile alea sunt zbârcite și bătătorite de muncă, de la ăla cumpăr. Da. Și el folosește, săracul. Că, na, asta e viața, mai folosește îngrășământ ca să nu-i moară plantele, să nu... Dar... Așa zic că nu, ci mă întreb, revenind acum, zic că partea asta va merge bine. Părerea mea și am spus-o, o spun de 20 de ani, domne, încurajați agricultura, încurajați agricultura pentru că România a fost grânarul Europei. Așa și e. Anul ăsta s-a aruncat o grămadă de recolte și anul viitor se va arunca. Păi de a ajuns fermierul să ceară voie ca să-și facă un să schimbe cultura pe tarlaz sau să-și cumpere, să nu mai taie porci. Uite acum ultima chestie, lumea e foarte revoltată pe aici. Cum adică? Mi-ai omorât păsările, n-am zis nimic, mi-ai omorât vacile, n-am... Acum vii să-mi iei și ceea ce este tradițional? Da. Nu se poate. Da. Nu se poate. Și să știi că noi vom fi în clenciuri cu, pe, din punct de vedere diplomatic, România cu ceilalți, pentru că oamenii de pe stradă nu vor fi de acord cu ceea ce se întâmplă. Dar nu știu ce le dă, că vreau să spun că se potolesc acum pentru o vreme, nu o să mai fie mare agitație. Să sperăm că o să le fie bine. La cine te referi? Că... Mă refer la România și mă refer, surprinzător, dacă eu până acum 2-3 ani vedeam guvernul în clenciuri cu oamenii de pe seară, să știi că acum apare o chestie cu o latură vindicativă pentru România. Soarele, guvernul, deci, este în trigon cu Chiron, cu cel care, tămăduitorul care vindecă. Nu s-a vindecat pe sine, vindecă pe ceilalți. Iar acest lucru va avea impact asupra oamenilor de pe stradă. Inclusiv înțelegerile cu sindicatele. Chiar dacă n-au plăcut în unele aspecte, uite, mă uitam, dintre toți sindicaliștii, liderii de sindicat pe care eu i-am cunoscut, singurul care rezistă este Hosu, care n-a pus, cum zicem noi, botul la nicio problemă, n-am nimic, repet, cu el. Dar l-am văzut la muncă și uite, au trecut 30 de ani, este lider în continuare de sindicat și are ideile pe care a mers de la bun început, că omul trebuie să trăiască conform veniturilor sale, și dar să-și facă și ceva a lui, să-și pună deoparte. Da. Apoi, n-am voie să vorbesc despre asta, dar încă vom mai avea niște probleme cu această pandemie care nu e pătratul dintre Neptun și Uranus. N-am ce să fac. Neptun care aduce aceste boli pe de-o parte, iar pe de altă parte este pătratul Pluto care răspunde de virus împătrat cu Chiron. Sunt niște lecții de viață pe care noi le avem de învățat. Boala asta n-a venit din senin. Și e îngăduită de Dumnezeu. Și eu la fel spun. Și eu la fel, dar în momentul în care se vor desface aceste pătrate undeva la către sfârșitul anului viitor, ne vom ușura. Ne vom ușura. Mă uitam... Mă rog la Dumnezeu, văd că scade numărul de decedați, cât a fost Marte în Scorpion, în casa morții, cum zicem noi. În casa 8-a, frate, au murit de m-am speriat. Da. Au murit prieteni, au numai departe ultimul amic, este Lucian Avramescu, Dumnezeu, Dumnezeu să-l odihnească, care a plecat așa pe negândite. Omul care în cadrul unui cenacol mi-a spus, mă, să nu dea Sfântul să nu mai scrii. Zice că ai talent. Și totdeauna m-am ținut de chestia asta, că am de așa am scris. Am scris cu pe toate părțile. Și când mi-am primit prima carte, ultimele 20 de minute, în sfârșit, a dat Domnul, zice, câți ani ai de te-ai apucat să scrii? Bun, dar nu asta vreau să spun. Vreau să spun că pe undeva prin februarie se formează un trigon, deci un soi de armonizare, dacă vreți, cu problemele pe care le-a avut, s-ar putea să avem cel mai scăzut indice. Doamne ajută! De mortalitate. Și am spus acum o lună, atenție, până în martie, nu va pleca din Scorpion și din casa morții, o să vedeți că vom avea morți. Și mă uitam, pe 13 a ieșit din Scorpion, a intrat în Săgetător, 13 decembrie,
și se vede la numărul de morți și de îmbolnăviri. Deci ca să nu... Eu sper să nu... toată lumea crede, poate că are și o componentă această pandemie, eu știu, ocultă, dar eu prefer să fiu cu picioarele pe pământ și să mă gândesc la problemele mele. Va urma, de exemplu, un martie în care intuiția îi va ajuta pe români foarte mult să-și dezvolte anumite calități. Atenție, vom avea parte de invenții de care la care se lucrează în secret și se va afla. Va fi un moment foarte puternic pentru omenire. În România te referi? În România? Nu numai în România, în lume. Deci o chestie la care se lucrează de fort și nu mă refer la chestia cu reptilienii, cu teoriile conspirației sau mai știu eu ce, nu. Mă refer la o chestie pe care o face mintea umană. Mintea umană. Deci o să fie o chestie și părerea mea este că în martie, până în martie-aprilie, se ține aspectul martie-aprilie, va dura, vor dura niște timp și culmea că va fi foarte accesibilă această invenție pentru toată lumea. Asta este important ce zic eu. Și ce îmi place din toată povestea, din tema României, chiar dacă să zicem multe lucruri, oamenii le vor înțelege, vor înțelege că e nevoie să strângă iar cureaua, că toată viața am strâns cureaua, deci nu e nicio problemă. Suntem învățați. Da, problema este să nu acceptăm provocările. Și iar o altă părere de-a mea, că multe din lucruri se vor putea, cum să spun, atenua. Mă gândesc că doar ieri era lumea pornită, iară se înfuriaseră ăștia la știri, au spus că deși s-a luat legea, deși Uniunea Europeană a luat decizia și este lege ca multinaționalele să fie taxate cu 15%, vreau să spun că guvernul României amână această taxare. Deși ar putea să fie o sursă extraordinară pentru taxe, pentru veniturile la buget. Dar în fine, a lăsat așa că cumva au scăldat-o. Nu este nici oaie, dar nici lup. Deci e așa undeva între. Dar dacă se stă la masa tratativelor, întotdeauna zic eu că se va ajunge la soluții. Din punctul de vedere al păcii, mai liniștit. Și mi-ai spus că... Eu nu cred că la noi o să fie ceva. Mă uit unde este armata. Nu, și chiar foarte bine susținuți. În schimb, din iunie va începe să funcționeze opoziția Saturn-Saturn. Am impresia că cel puțin un an și jumătate noi vom fi în clenciuri cu cei din Uniunea Europeană. Pentru că românii nu vor accepta foarte multe decizii. Bun, aici vreau să ajung și fii atent că este o întrebare de 1000 de puncte. Spune-mi, te rog, ce șanse... Așa cum se aud pe surse, vorba noastră a celor din care lucrăm, jurnaliștii pe surse, ce șanse are România să iese din Uniunea Europeană? Greu de spus, dar eu mă gândesc la o altă variantă, că am tot stat și am sucit. Dacă domnul Iohannis va fi suspendat, reales nu va fi, vor fi alegeri anticipate, este posibil, dacă ăștia de la AUR vor face parte din guvern, să se ceară ieșirea României din Uniunea Europeană. Vom pierde în sensul că vom merge noi, vom pleca cu pașaparte. Nu știu dacă vom pierde foarte multe lucruri, pentru că noi și-au început să se sesizeze. Mie de momentul ăsta mi-a fost frică și am spus atunci când am intrat în Uniunea Europeană în 2006, bă, fraților, o să vedeți cum o să vă întoarceți, că sunteți cu ascendentul pe vărsător, sunteți mai mult vărsător decât săgetător și săgetătorul ar avea aceeași, pentru că el are un simț al dreptății ieșit din comun. S-ar putea să cereți să ieșim din Uniunea Europeană. De ce? Pentru că ne-au deznaționalizat. Iar românul asta nu iartă.
Nu iartă, am făcut o grămadă, am făcut la expo, am exportat la materie cenușie cât nu s-a putut. Bun. Nici o problemă, ți-am dat-o. E, dacă mai vrei să ne jumulești, mai pot. Și s-ar putea să avem surprize, mai ales pe opoziția asta, Saturn, Saturn. Pentru că în 2022 vom asista la reconfigurări geografice și politice. Uite, nu mai departe, Barbadosul și-a reclamat și i s-a dat, este republică. Nu mai este dominion britanic. Deci am și zis, mi-am și notat pe aici, pentru că dacă vă arăt, n-am decât bilete și bilețele, cum îmi notez toate chestiile care îmi sar în ochi când le văd. Deci încep, Bosnia-Herțegovina se va rupe în două. Va fi un stat Bosnia, unul Herțegovina. Deci vom asista la reconfigurări politice. În Europa și... Reconfigurări teritoriale și apoi politice, da. Gabi, spune-ne dacă în ceea ce vezi tu în partea asta astrală a României, dacă, Doamne ferește, este, nu știu, să nu fie vreun cutremur, vreun lucru pe care... S-ar putea cu Saturn în opoziție cu Saturn. Și, atenție, s-ar putea să asistăm undeva în... iunie, iulie, să crească iar numărul de îmbolnăviri. Noi vorbeam de... Marte împătrat cu Marte, împătrat cu Jupiter și cu mulți morți. Și asta e boală. Deci e boală sau e cutremur? Nu, e boală. N-are, eu vorbeam de cutremur în sensul... Nu. Cutremur s-ar putea pentru că îl avem, deși... Saturn vine peste Uranus în opoziție cu Saturnul din tema natală, care e în semn de foc. Avem aer și foc. Nu, eu mai degrabă aș tinde să cred că sunt mișcări de stradă astea. Și acum Uranus într-adevăr este în Taur, în tranzit, numai că e în aspecte bune și cu Jupiter și cu Marte. Deci nu, părerea mea este că asta e boală, ce văd eu aici, în vară, mai iunie-iulie. Da, nu ne mai miră că atâtea valuri au venit, ce mai contează că mai vine unul. Da. Așa, am vorbit despre pace, am vorbit despre boli, am vorbit cu tremur, nu avem. Politic, cum stăm? Rămânem cu guvernul ăsta care este? Ți-a spus, dacă ăștia reușesc, se cere, se încearcă debarcarea lui Iohannis, s-ar putea să avem parte de alegeri anticipate, dar nu cred, pentru că ăsta a avut dramă ăla de inteligență, știi, să fă de frate cu dracu până treci puntea, pardon de expresie. Da. I-a băgat în rahat și pe ăștia din PSD-ul, pare cum, pe care nu-i îngheță. Deci s-a aliat exact cu dușmanul. Dar am impresia totuși că mișcările de stradă vor fi mai puternice ca anul ăsta. Și posibil să se ceară demisia lui Iohannis și se cere deja, deci noi bun. Știi ce vreau, da, să te mai... aș vrea să atenționez, te rog, depresiile, bolile psihice, bolile de oase, toate astea se accentuează. Mamă. Bolile autoimune, vărsător, Saturn peste Uranus din vărsător, deci nu vreau să spun, am mai spus odată că suntem o nație bolnavă și s-au supărat pe mine când am zis treaba asta și nu vreau să mai spun, dar nu știu, e o chestie care pe mine... Să înțeleg că suntem afectați, bine, ca asta, de exemplu, noi în partea asta... Iar, de asemenea, atenție la foc, atenție la incendii. Au. Deci... Foc, accidente? Tot în perioada aia, care ziceam eu, mai, iunie, iulie. Accidente? Accidente, incendii, căderi de avioane. Doamne ferește, eu nu merg cu avionul. Aole, nu spune că de câte ori urc în avion, urc cu inima cât un purice și când nu-mi doresc decât să... Și să mă zdruncine, să dea cu mine de pământ când aterizează, numai să mă văd pe...
ce și e eu dat, am chestia asta. ce e dat de la Dumnezeu. Nu, eu n-am plecat nicăieri și de aia n-am mers, nu că aș avea o frică. Ideea este că așa, per ansamblu, anul 2022, cam... Am o chestie. Ia. Din 2018 am început să spun, 2019 va fi un pic mai bun, 2020 un pic mai bun, exact așa spun și acum. 2022 va fi un pic mai bun ca 2021. Eu pe mine mă surprinde că am auzit, într-adevăr, poate că e lipsa banilor, dar nu cred să fie acea recesiune despre care se tot vorbește. Nu la noi. Nu la noi. Uite-te la americani cum a măturat 400 de kilometri. Da. Au fost mai multe tornade. Zob i-au făcut. Zob! Din punctul tău de vedere, crezi că au fost naturale? Mie mi se pare prea cu sută coața albă. Părerea mea. Nu mai știu ce să cred. Eu iau încă de... Bună că au fost naturale, pentru că la ei este frecvent ce se întâmplă, știi? Da, dar ținând cont de perioadă, că nu erau pe timp de iarnă, erau pe timp de vară tornadele, acum au fost într-un timp... Păi da, hai să ne uităm un pic, clima s-a schimbat. Da. Vezi că și la noi plouă în loc să ningă. Păi altă dată, acum 50 de ani, când 60, când eram eu copil de 4-5 ani, și mă ducea tata de mână, mă mai trăgea cu săniuța. Păi era zăpada până la genunchi la Arad. Aici la fel. Da. Deci eu m-am născut la 2 ani după în când a fost o zis tata? În 56 au fost tunelurile alea prin zăpada, așa era zăpada de mare. Au fost și după ce m-am născut eu. Mergeam la grădiniță și erau așa. De făceam poartă. Da. Făceam... La voi, în partea aia, în zona aia, Bucovina, toată zăpada era la ea acasă. Da, și acum, la partea de nord, în Suceava, în partea aceea, este zăpadă mai mereu. Care a venit aici mi-a zis, la noi e zăpadă. Zic, lasă că tu ești fericit aici. Da. Gabi, pe ansamblu zici că anul va fi mai bun decât a fost cel... Eu zic că va fi un pic mai bun, repet, exceptând perioada... mai, iunie, iulie, când eu văd mari probleme și vor fi mari probleme și din punct de vedere a venitului național brut, când vor avea de găsit niște soluții, dar le vor găsi cei de la putere, însă lumea va fi speriată, pe de o parte, iar pe de altă parte pagubele astea, incendiile, mașini făcute praf. Mă, să nu asistăm, uitându-mă unde e și fiind cu Saturn în opoziție cu Saturn, să nu se surpe vreo casă, vreun bloc, ceva. Înțelegi? Da, ferească Dumnezeu. De aia am spus să ne spui, da. Dacă e ceva, vreo atenționare în mod special și dacă... Asta e perioada la care eu zic și pe urmă trebuie să fim, vor fi foarte multe mișcări în sensul că se coagulează o mișcare anti-Uniunea Europeană și oamenii vor fi pe străzi cerând să ieșim din această asociere. Da. Voia românului, nu știu. Eu, ce zici de cei care au plecat și au să muncească în străinătate? Au acum nimeni n-a plecat, într-adevăr, cum zici tu, de drag. Categoric. Și cum zice toată lumea și maica mea, eu cu fratele meu suntem în război, cel care a plecat în Germania, dar el a plecat cu contract din România și neamțul nu l-a mai lăsat să plece. Și am zis, de ce a trebuit să pleci? E o chestie care la mine se cheamă naționalism și la mine este nițel mai exacerbat. Dar fiecare s-a dus să nu uităm totuși că mare parte a banilor care s-au mișcat în România au fost bani trimiși de cei care lucrează afară. Nu le este ușor, dar singura rugăminte când vin este să respecte legile statului ăsta, că îți place, că nu-ți place. Așa este. Gabi, mai avem 2 minute din această emisiune. Vreau să-ți mulțumesc tare, tare mult pentru cu că tot ai fost prezentă cu noi aici și acum și pentru că asta e situația și nu ne putem vedea față în față, ne vedem așa, ecran pe ecran. Da, e posibil ca în primăvară să ne vedem și Doamne face-to-face. Ajută, te aștept să vină, să fii mama sănătoasă, să-ți facă plăcinte ca ultima oară când ai venit. Să-mi facă, da,
Palembru. Palembru. Mamaie, să faci palembru de alea bune care mi-ai făcut atunci când am venit la tine. Așa să fie, amin. Gabi, mulțumesc toată, din toată inima, pentru toate informațiile. Ne luăm la revedere de la dumneavoastră, stimați telespectatori. Ea este Minerva, dumneavoastră o cunoașteți sub numele ăsta. Vă dorim să aveți parte de un an minunat, extraordinar, cu sănătate, cu bucurii, cu buzunarul gros, cu ce vreți duplin, cu tot ce doriți dumneavoastră. Doamne ajută să fie bine!